Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Băi, haideți să continuăm cu meciurile din Infinite Elixir Challenge. Eu mi-am pregătit aici un deck cu care am dat câteva meciuri de antrenament. E un deck gândit de mine, în care avem Bomb Tower-ul ca defense, la fel și Giant Skeleton-ul. Dar odată ce sunt distruse, mai dau o bombă. Plus că e destul de tank acest Giant Skeleton. Plus rachetă și, mă rog, cele patru spell-uri de atac, cu care voi da direct pe King Tower, împreună cu Mirror-ul, îl vom folosi la fel pentru a lovi turnul cel mare, și Freeze-ul așa ușor pentru defense. Păi, fără alte introduceri, hai să dăm drumul. De fapt, hai să deschidem chesturile mai întâi. Avem Furnace și Barbari și mai avem aici Beți, Royal Hogs și Skeleton Dragons și cu Tremur. Ok, bun. Am încercat mai multe variante cu deck-uri de astea cu spell-uri, dar asta este cea mai bună efectiv. Bun. Hai să-i dăm join și eu zic să dăm drumul cu primul meci. Băi, sper să avem noroc. E foarte imprevizibil modul ăsta de joc, așa că va trebui să fim foarte, foarte atenți. Să punem și aici un... Ok, punem și Pump Tower-ul și deja putem să începem să trimitem rachetele și alte spell-uri acolo. Am pus cam mulți bomber pe aici. Ok, mai punem un turn. Ok. Da, și vedeți că stăm destul de bine până în acest moment. Practic o să avem nevoie de câteva cycle-uri și ar trebui să câștigăm meciul. Da, și sincer a fost destul de ușor, mult mai ușor decât în meciurile alea de antrenament. E un event acum, putem juca modul ăsta de joc. Și da, acolo a fost mult mai greu. Câștigăm cu Freeze-ul la final. Bun, avem prima victorie din challenge. Dar sper să avem victorii pe linie. Au mers foarte bine challenge-urile astea în cascadă. N-am pierdut niciun match. Ați văzut și voi, de fapt. Bun, hai să-i dăm drumul din nou. Nu știu aici ce să fac. Hai să dăm așa un... și a început destul de agresiv meciul. Da, uite, Elixir Golemul e o carte bună în tipul ăsta de challenge, pentru că e Elixir la infinit, practic, nu contează că mai e ceva în plus sau nu. Sau nu știu, vom vedea acum. Uși, ce bine m-a lovit. Dăm și un freeze aici, că altfel ne rupe. Și mi-a dat destul de mult de meci. Și s-ar putea să pierdem acest meci. Da, se și blochează jocul din cauza că atât de mult elixir nu poate să facă toate operațiile alea de calcul. Hai să continuăm. Am pierdut un match. Eu sper să le câștigăm pe următoarele. Dar contează și cu ce începi. Mi-a dat acolo doar spell-ul și n-aveam efectiv ce să fac. Da, uite, ăsta e genul de deck pe care cred că-l bat cu ușurință. Da,
dar nu se știe niciodată. Dăm aici un Lightning. Da, și trebuie pușate în continuu. Oh, de ce am pus acolo? Da, nu înțeleg cum a ajuns acolo acel... Băi, și vă vine să credeți că nu avem nici măcar un hit pe turn. Și noi aproape i-am dat jos King Tower-ul. Ok, și cred că cu racheta asta finală îl scoatem, dacă nu mai dăm un... Da, mai dăm un Fireball. Da, e la turnament, practic. Avem level 9 pe toate cărțile și din cauza asta nu ies calculele mereu. Dar important e că am scos victoria. Hai să continuăm. Bun, avem cărțile perfecte în... în deck. Da, băi, și deja cred că l-am cam rupt acolo. Da, și ar trebui să-l scoatem aici cu... O, am dat o rachetă pe lângă, nu mai contează. Uite, aveam freeze-ul, puteam să dăm freeze-ul pe scheletoni, dar eram concentrați acolo să-i doborâm turnul din centru. Bun, 3 victorii, mai avem nevoie de încă 2 și terminăm și acest challenge. Hai să vedem, avem giant scheletonul în primul rând. Putem să-l trimitem, dăm și un poison aici. Uf, n-am prins acel... Băi, și n-ar trebui să avem probleme. Sper eu. Oh, ne-a scos! Da, ne-a scos. Trebuia să dau pe turn. Aici am greșit. Trebuia să dau pe turn pentru că mă aveam foarte puțin. Avea 1400 la viață. Dar am zis că totuși e riscant. Hai să vedem. Oh, și deja am câștigat acest meci. La cât de greu a început el. Rachetă, un fireball și încă un fireball. Ar trebui să rezolve meciul. Bun, cred că mai avem nevoie de o singură victorie. Hai să vedem. Băi, și aș vrea să câștigăm neapărat acest ultim meci. Hai să-i dăm drumul. Ar fi păcat la ce parcurs bun am avut să nu câștigăm. E alt tip care începe destul de greu, sincer. Dăm aici un freeze, pune și poison. E, și am avut și puțin noroc aici. Sincer, eu am avut puțin noroc. Am și poison, nu?
Da, el se chinuie să-mi dea jos turnul din dreapta, dar sau din stânga, mă rog. Și de fapt King Tower este cel important. Și ar trebui cu bun, obținem victoria. Aveam puțin emoții, așa că nu era greu să urmăresc ambele turnuri, cel de sus și cel de jos. Bun, și am luat reward-ul de 10.000 de gold. Putem să intrăm din nou pentru 25 de gemuri, dar de ce am face asta? Bun. Ok. Hai să vedem și în world pe aici, mai donăm câte ceva. Băi, deja tipii ăia din Tomorrowland au ajuns la linia de finish. Noi acum tragem pentru locul 2, unde suntem destul de lejer. O să apară următorul episod, va fi cu meciuri din War. Bun, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!